Hăți, cu bună dimineața, Johnule, nu se uita regula numărul 1. Ne parfumăm, bună. Suntem un pic în întârziere, dar nu se supără nimeni, pentru că locul întâi pe trending merită așteptat un pic, Johnule. O, neață. Să ne pic de simptom, să ne întârziere, să vedem unde e Ana. Ana. Hăți, Johnule, cum te simți? Vorbe la cald. Vorbe la cald. E bine, nu? Vrem vorbe. Pașcorii? Fericită? A, nu, era un dans de... Deci vezi că n-am întârziat de fapt și de drept, suntem liniștiți aici, hai în plato, să hai să mergem. A fost un început de zi furibund, te-ai speriat, Ana? Așa se vorbește, Ana, dacă vrei să fii auzit, Ana, nu? Înțeles, să știi că m-am observat. A fost un început de zi furibund, vă mulțumim ca să audă oamenii de acolo, dacă se poate, să ne auzim toți, știi, să fie ca în satul de vacanță, unde auzi 6 feluri de muzică deodată și miros de mici. Johnule, am început destul de haos, așa nu prea ne-am dat seama ce se întâmplă cu noi. Am prestat frumos, că atunci când intri cu locul întâi pe trending și 1 milion în 3 zile, ești oarecum relaxat. Meh. Știi cum e mehul ăla pe Instagram? Acum avem un program atât de lejer încât nici nu știm cu ce să începem, Johnule, pentru că nu avem foarte, foarte multe de făcut, dar le luăm ușor, pas cu pas. Corii se strâmbă în spatele camerei în continuu. Nici măcar nu vreau să știu ce înseamnă. Probabil că pentru ea strâmbăturile sunt de la vlogul pe care trebuie să-l filmăm, altfel nu înțeleg ce program visează ea, căci calendarul este gol. Avem vizită la, aici foarte important, domnul doctor Sarafoleanu, unde m-am programat încă de acum 2 luni. Este unul dintre cei mai buni oreliști din țară. Bă, am o problemă cu urechile. E clar, știi? De când am fost și mi-a băgat camera pe aici, a ajuns pe unde a ajuns, să văd și eu ce e de fapt și de drept. Încercăm să filmăm și un vlog și vreau neapărat să ajungem și pe la custom tuning, pentru că am înțeles că trebuie să luăm noi jantele de pe mașină, după care vom fi despăgubiți ulterior de firma de asigurări, pentru că e mai simplu decât să se chinuie ei la Lulu, fiindcă sunt implicați custom tuning ai mei de suflet. Plecăm, dăm drumul la treabă și revenim cu update. Let's. Bă, băiatule, eu nu înțeleg dacă e astenia asta de primăvară sau ce s-a întâmplat, dar când aici sunt atât de multe locuri de parcare, ceva e îngrijorător. Înseamnă că azi e zi de concediu și nu știam eu. Deși e luni, e 1 aprilie, bă. Dacă e o glumă, mă, dacă azi ne prefacem că muncim, dar nu muncim, ești nebun? Să rămână, e gluma astăzi, munca, doamnă, de ce nu se ăștia la muncă? E 1 aprilie astăzi, este, deci nu se muncește, de fapt, e o glumă. Am ajuns la Media Pro Music pentru a mai stabili câteva detalii legate de site-ul dorianpopa.ro pe care lansăm în câteva zile. Johnule, suntem aproape la zi cu mărciurile. Trebuie să facem o ședință foto pentru mărciuri. Să rămână, vă pup. După care o să dăm drumul la site unde o să găsiți toate lucrurile pe care le-ați văzut și la Hâț Show și pe care le-ați văzut pe mine, șosete, prin Insta story-uri, șepci, tot ce avem noi de făcut. Mai mult vă reamintim că suntem în plin proces de inventare a cutiei negre, Johnule. Țineți ochii pe noi. Hai să intrăm. Hăț. Avem prim draft, mă. Ia uite ce șmecher. E, mă, nu-i șmecher? E șmecher rău de tot. Vino să vezi ce frumos. Se vede și de aproape, ia uite. Vezi chiar texturat așa că e bluzon. Wow, Johnule, și fii atent că se și asortează. Ce măsură este, mă? Că se asortează cu ce am pe mine fața asta. Mamă, ce mișto stă, Johnule. Bravo, mă, ești nebun. Wow! Wow, ce bine îl simt pe mine. Cum e, mă? Dă-mi o oglindă să văd și eu ceva. Vino, adică ce să te bag în WC-ul? Să-l vezi. Mamă, ce tare ești, nebun. Stai, mă, să faci și un story. Hai, ne venim imediat, hăț. Custom tuning. Uite, mă, băiatul, și că e reprezentanță BMW aici. O mașină învelită cu asta de cineva va primi o surpriză. Bună ziua! 5! Nice! Bă, nebunule, care ești? Așa, ia să vedem, mă, ce e aici, mă, e urus? Numai, uite-te numai cum arată, pe măsură ce te zvenești. Eu cu cheia de Volkswagen în mână, ai înțeles? Eu cu... Au! Orgas! Ce crezi, galben mat? Uite-te cum arată, fuck shit! Wow! Lasă, mami, că muncim și într-o zi o să dăm și noi o de-asta jos. Du-te, dracu! Ei, hey, nu! Du-te la mine, nu la dracu. Cam asta e treaba, ia și aici cea. Wow, asta o marfi. Trească bojeții. Uite, am venit și noi să discutăm osnos, că trebuie să reparăm osnos mașina. Wow, ce e asta, mă, DB? Cât, doamne, așa mai sunt astea? Wow, și e și cabrio. În fine, discutăm și despre jentuțele noastre, după cum vedeți, set le-are expuse pe toate aici. Care sunt astea sale mele, nu? Da. Trebuie să luăm 2 bucățuri de astea de față, Johnule, ca să reparăm și noi căruța cea îndoită și după aceea direct la băieți să o aducem să-i dea o culoare frumoasă, să nu mai accidentăm, că se pare că pe negru, bă, negru nu degeaba e culoare de toliu. Hai să intrăm. Da, într-adevăr, Cosmin a aflat ce-mi doresc și mi-a adus să încerc ceva. Nu știu dacă-s pregătit acum, dar țineți-vă bine că în 2 ani v-am spart! V-am spart! Am spus exotică plus B
Bentley plus Rolls, tot, umplu curtea să moară Jackson. Dă-i un gaz! Știți video cu grasul ăla care se dă jos din Lamborghini-lea și cade? Uite așa și eu. Asta e, mă, că se poate da mai în spate, sigur. Este scaunul dat în față, iată. Mamă, hidramat, tot ce trebuie, arșt și volan cum o să am și eu. Bă, cum o să fie și volanul meu, măi, ce volan mișto are. Uite, cu perforat pe aici, cum am și eu, căzionele. Haide, dă să pornim asta, haide, 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 haide. Dă-mi Cosmine. Trebuie să mă obișnuiesc, zic, nu? Pardon, ne-am dat dracu. Acum asta e așa că la e de parcare. Pac, urcă relantiu frumos. Vorbește puțin în franceză. Sărtau în funcțion, sunt limite. Suntem gata? Ia fiți atenți cum arată doi copii fericiți când turează un Ferrari. Da, Johnule, facem și un Instastory și cam asta e treaba. Plecăm pentru că nu vrem să ne obișnuim prea mult, dar ne obișnuim un pic pentru că vor veni vremurile. Johnule, Pascal, frățiorul nostru, hăți acolo. Aici am mâncărică bună, tot ce trebuie. Hăți, Johnule. Nu vreți să facem gălăgie mare pentru că suntem la numai pe terasă aici. Alt ștaif, altă distracție, bate și vântul, revenim după masă, hăți. Da, eu nu știu dacă eu sunt vinovat de această glumă de 1 aprilie. Am venit la domnul doctor Sarafoleanu degeaba pentru că în calendarul meu figura programarea pe 1 aprilie. Aflu de fapt că este pe 2 aprilie, la aceeași oră, deci ora am reținut-o bine, 15:15. Eram și mai devreme, ceea ce e foarte bine că putem să plecăm să facem altceva. Eram și mai devreme aici ca oamenii serioși, Johnule. Și ce crezi? Am intrat în cabinet și stilul meu a deschis o doamnă. Bă, ce m-am speriat, Johnule, hăs, Johnule. A deschis-o, doamnă. Și acum, pac, eu am intrat, hăs, Johnule, cu energie și spune, doamnă, stați un pic așa, stați dacă se poate. Zic, da, spune. Păi, în primul rând, ar că am trebuit să vă puneți niște botoșei. Zic, ah, mă scuzați. Și în al doilea rând, ar trebui să vă spunem că unde aveți programare. Păi zic la domnul doctor, domnul profesor, doctor Sarafoleanu. Păi știți că domnul doctor nu este astăzi aici, vine abia mâine. Și zic, wow, Johnule, după ce că am venit ca uraganul, am venit și în ziua greșită. Dar măcar la ora bună, bine. Mai devreme. În fine, mergem către Itel Mobile pentru că trebuie să punem la punct toate mărciurile pentru dorianpupa.ro. Ați văzut că am tot avut vizite destul de dese. Mergem până la ei să rezolvăm treaba asta și se pare că scăpăm mai repede decât ne așteptam, Johnule. Așa că mâine a rămas programarea la domnul doctor, profesor doctor Sarafoleanu. Hăți, Johnule! Hăți, Johnule, nu știu despre alții cum sunt, dar eu de când am acest golfuleț, cred că este a 7-a oară când mă dau jos din el cu motorul oprit și o ia la vale, că uit să fac și în viteză, să trage frână de mână. Are și frână din mână, frână din mână, din aia cu buton, Johnului, și Johnul nu prea știe să tragă de aia, pentru că cu mașina lui Johnul, când rămâne în parking, rămâne în parking, nu știu, cu de astea cu frână din mână pe buton, adică și eu am buton la aia, dar aia că o pui în parking, mai trebuie să pui în antena, a doua, a treia. Și am coborât din mașina acum și aud deodată pe coriți, bun. Pleacă mașina, pleacă mașina, Johnule, când m-am uitat, se ducea direct spre un Porsche Panamera, vezi, Johnule. Am ajuns la Intel Mobile fără să luăm Porsche Panamera din față și intrăm să vedem, să stabilim modelele finale de huse, pentru că vom lansa în curând dorianpopa.ro, așa cum v-am spus, Johnule, hăți. Hăs, Johnule, suntem la Itel Mobile și în premieră mondială o să dăm un autograf pe o tabletă pe care se desenează special pentru a prelua modele vectoriale întru a ne vectorializa, hăs, Johnule, semnătura pentru a face ultimul model de husă din cele 5 modele de huse pe care le lansăm pe dorianpopa.ro alături de Itel Mobile săptămâna viitoare când se va deschide site-ul. Nu știm încă dacă 8 sau 9 aprilie, dar cu siguranță luni sau marți se deschide site-ul dorianpopa.ro. Avem un stoc destul de generos, sperăm să facă față și să n-avem vreo surpriză, să rămânem, dar dacă rămânem fără, suntem pregătiți la orice oră, Johnule. Hai să semnăm. Wow, ce tare. Și acum în mod direct, uitați-vă aici, fraților. Deci exact ca la buletine sau la pașapoarte. Fii atent, ține-te bine. Da, știu, Johnule, că e așa mare, iartă-mă. Și ce, poți să dai scale acum? Atunci fii atent, stai așa, facem de așa natură, șterge tot și încerc să fac uitându-mă acolo. Eu am încercat să mă uit în tabletă, păi, ca nu, să nu încerc să te uiți acolo. Da, gata. Să trăiți, am înțeles. Așa, bun. Deci asta e o folie de ce, de față sau de spate? De față. De față. Și cum adică să încerc să o rup, să o trag de așa? Da. Bună idee. Bă, și nu-și pierde nici forma, ești nebun dacă nu o lipeam, extraordinar. Ia vezi, Johnule, la Itel Mobile-ul ce husar. Ia uite, mă. Deci dacă o dezlipesc acum, ea are aceeași formă, mă, ești nebun. What the fuck you, ia eu. Hăț, Johnule, hăț, să ne îndreptăm către Vitănescu Mall, spre căsuță, unde mergem să spălăm golf căruța, hăț, Johnule. Am terminat cam tot ce era de făcut în această zi. Începem să reintrăm în rit cu daily vlog-ul, pentru că, vei, uite, am dat drumul la ștergătoare. Vrei să
crezi sau nu, Johnule, în momentul în care nu mai filmezi efectiv zilnic, încep să-ți ieși un pic din rit, încep să nu mai deschizi camera peste tot, nu înțeleg de ce, și vlogurile ajung cât am ajuns, cât am plecat. Așa că ușor, ușor ne reintrăm în mână. Vă lăsăm aici câteva minute din filmările de a doua zi de după Hâț Show. Johnule, este paradă de ștergătoare, să moară Jacksona dacă te mint. Nu știu butoanele astea, cum se apasă pe aici, ce fac? Ăla de pe spate mai merge? Vă lăsăm câteva imagini. Ia uite cum merge. Este greu. Ia, ține acolo, stai să vezi. Hăți, Johnule! N-am știut până acum nici cum se oprește, nici cum se dezactivează. Merge ăla de când am luat mașina asta. În fine, vă lăsăm câteva imagini de a doua zi de după Hâț Show cu cei care au cumpărat biletele Super VIP. Hăți, Johnule! Plecarea cu limuzina și distracția de toată ziua. Ia vezi acum, hăți. Hăți, Johnule! Da, bună dimineața! Uite, tată, prezența aici. Uite așa începe a doua zi de Hâț Show. Nu vă chinuiți că noi suntem singuri cu astea cu... Ia vezi, tată! Mergem să luăm brigada de bilete Super Hâț VIP, motherfucker, how? Un pic vocea e răgușită, vă dați seama. E în ton cu Hâț Show, Johnule, a fost bestial aseară. Abia așteptăm să luăm lumea și să vedem ce feedback adunăm. Cori, să moară Jacksona, să intrăm, Hâț Johnule! Biletul ăla Super VIP, Hâț, stai să vezi, baroseneală. Hâț Johnule, suntem în limuzine nonstop.ro, Johnule, cum s-ar spune, cu Dita mai hammer-ul. Baroseneala aia mare, a venit să-i luăm pe copilașii noștri dragi cu bilete Super VIP, Hâț, după care ne plimbăm un pic și mergem mai departe până la Băneasa Mall să ne jucăm, să păpăm, să ne simtem bine, mergem și la film. Bă, ce se pune până la urmă? Lego Movie? Eu am văzut filmul atunci când a fost premiera și mi-a plăcut maxim. Acum aștept să-l vadă și ceilalți. Îi așteptăm din secundă în secundă să ajungă la mașină. Ia uite, Johnule! După care ne punem în mișcare și mergem mai departe către Mall Băneasa. Stai să le facem loc, Hâț, Johnule, să-i primim în mașină. Urcați, vă rog, urcați! Urcați în modesta mea căruță, ai grijă, Betty, Hâț, Johnule, ce v-a început? Intrați în sufragerie fără griji, vă rog frumos, Hâț, Johnule! Ai grijă la cap, Johnule! Aveți grijă la cap, Johnule! Hâț, Johnule! Intrați în sufragerie, bună, Teo! Mai luăm și din altă parte? Oh, Johnule, ăsta da update! Fiți atenți! Ia uite, tată, ce mi-a trimis domnul Paul Parpală! Au venit piesele, ia uite, grăsuța! L-a reparat! Motherfucker, how? Intrăm pe ultima sută, recuperăm și mașina. Suntem cu cei care au venit alături de noi în această zi și trebuie să vă menționăm o chestie stranie, dar o menționăm pentru că de-aia suntem întotdeauna 100% naturali. Avem bilete Super VIP, Hâț, care nu au venit astăzi să se întâlnească cu noi. Like, Johnule, de ce plătești 10 miri dacă nu vii? Doar ca să stai în primul rând? Apreciem și mulțumim, dar ciudățel. Suntem la bowling la Max Fun Băneasa cu toată brigada și suntem gata să dăm drumul la primul joc de bowling. Hâț, Johnule! Hâț, Johnule, a venit și niște păpică, că ne era o pomică de nu mai știam de noi. Max Fun ne răsfață frumos, așa. Pistele de bowling sunt pistele de bowling, jucăm toți, cred că... Cred că astăzi concursul este care face cele mai puține puncte la bowling. Momentan Lucian joacă la două piste, ca să înțelegeți cât de tare este bătaia noastră la bowling aici. Mâncăm și după aceea cred că mai stăm la o ședință să vedem dacă mai jucăm sau dacă ne punem la ceva așa relax, să stăm la vorbă și să râdem. Deocamdată poftă bună. Mamă, ce tare e asta cu Barker alb, wow! Johnule, dăm cadouri celor care au cumpărat biletele Super VIP, Hâț, uitați-vă cât de frumos arată cutia, uitați-vă cât are înăuntru, gata, Hâț, Johnule, unde tragi cu ochiul? Ai plătit, mă, să fii cu ochiul aici? Nu! Pa! Hâț, Johnule, Grand Cinema Băneasa, Johnule, cu cei de la Cinema Emor ne-a ajutat prin a ne pune la dispoziție o sală de VIP doar nouă, suntem 7 inși. La film, mergem să vedem Batman Lego Movie, unde fratele a fost chiar Batman, un personaj destul de nesuferit și arogant prin replicile sale, după care ne tragem sufletul și mergem către Târgoviște, unde avem mare concert, Johnule. Lumea ne așteaptă în sala de film, așa că haideți la întuneric cu mult nachos și suc și sos iute, Hâț, Johnule. Bă, doar ce ai să las în John la televizor sau mi s-a părut mie? Johnule, e prima oară când putem să țipăm cum vrem noi la film pentru că este sala noastră. Mulțumim Grand Cinema and More, motherfucker, how? Suntem la film, gata să ne punem ochelarii 3D. Putem țipa, nu trebuie să vorbim. Îmi vine în cap un moment în care știu că am intrat la o lansare a unui film și făceam eu, nu faceți grăgie, pardon, și totul filmam și după aia au făcut ăștia parodii, știi? Ia popa, nu țipă la film și eu țipam în continuu. În fine, azi e sala noastră. Uite ce frumos ne-am dus băiatul, mulțumim, Johnule. Așa este la VIP la Băneasa, Johnule. Servit pe canapeluță, piciorul m-am descălțat direct să nu credeți că Hâț. Treabă. Ne uităm la Batman dublat chiar de Hâțul cel nebun, după care decolăm ciocănind spre Târgoviște, Hâț, Johnule.
Păi, Johnule, mi-am lăsat Ferrari-ul la spălat, că am unul negru de weekend, unul alb de săptămână, e un pic greu. O să vă explic eu mai încolo dacă e. Și am terminat o zi de muncă, mergem să tundem un pic unghiile, pentru că iarăși ne putem cățăra pe pereți cu ele, cum s-ar spune. Facem și un solarischi, hăț, fix vis-a-vis de mall, iar mașina este la spălat la băieții mei de la Diamond Car Spa, care spală exemplar. Johnule, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă promitem că începând de astăzi, zi de zi, suntem clare pe situație. Am terminat cu hăț show, am terminat cu luna martie a femeii, să moară Jaxana, cât am alergat, super frumos a fost, foarte mult de muncă, mulțumim lui Doamne. Doamne, nu uitați, până una alta dați un subscribe, Dorian Popa, aprindeți clopoțelul, pentru că știm că este clopoțel, dar ne place să ne prostim. Nu uitați că fiecare dimineață la ora 8, telefonul dumneavoastră trebuie să zbârnăie, să zornăie, pentru că a postat nebunul de salam, cum s-ar spune. Nu uitați dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian Corile, vei follow pe Spotify, Dorian Popa, și un like pe postul de pe Facebook, să aveți o cafeluță și o zi mirobolante.